rugat pentru Alu, citi ordinea de zi de la mine imediat. Da, nu vă rog, la Alu, e cu la mine și de Alu. Da, spunem la vot procesul verbal de la ședința trecută. Cine este pentru? Nu spunem la vot, doamne. Haideți să vedeți, dar ce facem aici? Dar n-am înțeles. Da, păi spuneți, dacă aveți o obiecțiune la procesul verbal. Păi, dar ce n-a spus dumneavoastră? De-aia, că n-am vrut. Ar fi obiecțiune la procesul verbal? Ar fi, poftiți. Dacă vreți, vă dau supraviziunea dumneavoastră. Nu. Facem legal cum trebuie făcut. La termenul trecut s-a discutat un punct despre premierea unei persoane care a fost campioană mondială. Eu știu că dacă sunt trecute 3-4 proiecte de hotărâri în referanul să trece toate, ăla-i scăpat de acolo, de raport. Puteți verifica că nu se, despre numărul respectiv nu se spune absolut nimic. Și nu mi se pare corect dacă într-o sentință avem 4 proiecte de hotărâri să facem noua decizie. Rândul trecut au fost 3. Puteți verifica când nu se amintește absolut nimic. Nu-i rezolvat. La termenul... Păi da, doamnă, dar au fost în procesul verbal. Așa, și nu este, nu este trecut în procesul verbal. Din ședință, da. Nu-i trecut. Da. La la direcție ordinară nu l-ați primit în procesul verbal și acolo aveți de ordinară în procesul verbal. Uitați un pic. Am luat la trecută. Deci ați primit în procesul verbal. Da, corect. Nu s-a examinat, dar nu s-a examinat. De toate se vorbește la numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobare premierii sportive Grăpnoi Andreea pentru performanțe sportive deosebite, așa mai departe. Ei, de toate se vorbește, de ăsta nu. Eu de ăsta spun, uitați-l am aici. Unde se vorbește? În procesul verbal. Nu s-a aprobat și proiectul de la... S-a aprobat, nu s-a aprobat. Nu s-a aprobat 50 de milioane, noi am propus 100 și... Cât așa, s-a votat 50. S-a votat 50, dar uitați, sunt 4 proiecte, aici sunt 5, de toate 6 pe diverse, da? Nu s-a scăpat. Deci nu-i ceva, eu am spus, nu trebuie să scăpăm absolut nimic. Au fost două ședințe, una din anul n-ai spus. Altcineva dacă mai ai ceva de adăugat? Mai zic cineva din... Dacă nu mai avem nimic. Punem la vot, cine pentru? Consiliul Local al Comunei Balcan Vestul a fost de convoacă în ședință ordinară în ziua de 30.05.2018 cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alegerii președintelui de ședință. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Balcan Vestul Balcan. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 50 din 27.2017 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, începând cu 1.6.2017. Proiect de hotărâre privind însușirea propunerii de modificare a unor poziții din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Balcan Vestul Bacău diverse. Și am înțeles că și cu... De la judecătorii, la tribunalul Bacău. Cererea formulată de domnul Ferenț Ironim, certificăm că sentința civilă numărul 418 din partea 4 a 2018, pronunțată de tribunalul Bacău, reclamantul Iusei Sergiu Cătălin, din comisiunea Bacău, strada Șaun, cu părinții Comuna Balcani, primarul ca Vasile, Consiliul Comunal Balcan, cu domiciliul Sofia. Respinge acțiunea asta nefondată, deci câștigat procesul Ferenț Ironim. Cu recurs în termen 15 de aprobare, asta pentru... Nu ați convenit două hotărâri ce e el. Aia e hotărâre suspendare, e altă asta. Azi am putut. Da, și eu am aici. Deci, hotărârea asta care e suspendare, e tot la soluționarea dosarului respectiv. E soluționat dosarul? Da, e soluționat, dar încercat. Eu singur. Întrebarea am la dumneavoastră. Da. Aveți ceva de conștiință? Nu. Foarte rău. Și cu asta de ce să? Nu știu. Am zis pe conștiință. V-am întrebat atât. Dacă nu aveți, foarte bine, nu e problema mea.
Am vrut să văd dacă aveți și noapte. Dar ce s-a întâmplat? Nu știu, așa. Eu dacă aș fi luat mata, aș fi avut. Lasă-mi, domnule. Ei, lasă-mi, domnule. Nu zic nimeni. Nu mai și s-a întâmplat. Așa, ce ați făcut? Nu. Eu așa avea, da. Ei, asta e ceva. Asta e eu. În dosar ăsta e dosar, nu? În dosar vă stați primite? În dosarul ăsta s-a fi cererea de suspendare până la soluționarea respectivă. Să înțeleg. Da, eu nu vreau să mă mă fac, ci chiar... Vedeți că două numere de dosare, și trei... Aici, doamna secretară, o să am luat punctul ăsta. Am înțeles din cauza mea. Luna viitoare, da? Și atunci îl înlumim, veniți și mi-ați cumpărilești dacă e legal, dacă e corect, dacă da. Și atunci asta l-am dat, nu vreau să-l dau. Nu, trebuie să-l dau. Exact, ca să nu. Dar, totuși, încă o întrebare. Când a venit prin fax, eu am adus ștampila, când a venit prin fax certificatul de soluție, de ce n-am mai amânat? Am trecut direct la subiect, ați sărit toți cu gura. Ei, acum am adus... Datorită faptului ce s-a întâmplat, eu, ca președinte de ședință, nu vreau. Asta e problema mea. Și da, nu spune, când e prima ta reședință, nu-ți face ceva. Deci, mi se pare, eu v-am întrebat odată și chiar nu vreau să vedeți și chiar nu vreau să supăr mine asta, da? Dacă aveți ceva pe conștiință, dacă aveți, am spus doar... Dar ce s-a fi conștiință? Și cu asta, deci ce s-a fi conștiință? Următorul punct, da, domnul primar, următorul punct, da? Alegerea pe ședință. Da, dar nu-i zic. Deci, cine face propun? Domnul primar. Propun ca președinții ședințe următoarele trebuie să facă parte domnul Antonel. Antonel. Eu am mai spus. Încă o propunere. Spune domnul. Preocupe domnul Barlu Ciprian. Altcineva. Propun pirată. Altcineva, dar poate bine. Doar că înseamnă democrație. Altcineva, dacă mai spune propunere. Spune la vot prima propunere la domnul Mureanu cu domnul Baciu. Cine este pentru domnul Baciu? Da. Cine este de acord cu a doua propunere pentru domnul Baciu? 2, 4, 5. Cine este de acord cu a treia propunere pentru domnul Baciu? Pe cine vă dați domnul Baciu? Domnul Mirga, da. Păi nu, pe cum? Păi asta vă dați. Aprobarea organigramei de statutului de funcții a aparatului de societate de aprobare cu nevacarul de sumacă așa. Deci, la punctul organigrama, dacă îți scrie cineva la cuvânt, dacă vreau ceva de sus, domnul Barna, dacă mai ești și la cineva, dar întâi tu, dați-mi un moment. Vă fac ceva nou. Într-un mandat de 4 ani, vreo 2 miliarde și ceva, nejustificat, constituit un post constituit în mod ilegal, printr-o hotărâre a Consiliului Local, făcută sub presiune sau cum s-a făcut atunci înființarea postului. Eu propun să respingem proiectul domnului primar de azi și să așteptăm la ședința ordinară viitoare un nou proiect, din care să dispară acest post de funcționar public. Administrat.
administrator public, pardon. Cum v-ați hotărât după 2 ani de zile să, la insistențele Consiliului Local, să faceți digurile din beton, să nu le mai faceți în bătaie de joc cum le-ați făcut în ultimii 20, să reparați băncile, să mai faceți câte ceva prin comună, dacă nu era Consiliul Local, nu făceați nimic, mai ales noi opoziția, care v-am tot presat și vă presăm în continuu și dumneavoastră vă afișați pe Facebook că am făcut Andres. De ce nu recunoașteți? Faceți la insistențele noastre. Deci acum, pentru a nu știu câta oară, în ultimii 2 ani, eu insist să respingem acest proiect și să așteptăm un nou proiect, ședința următoare, fără acest post. Sau dacă aveți vreo justificare, vă rog să ne spuneți. Cum justificați dumneavoastră cheltuirea peste 2 miliarde din banul public cu acest post? Ce face omul ăsta ca să justifice cheltuirea banului public în această comună? Asta e propunerea mea. La cineva, la domnul Dunga. Domnul Barna are 90% dreptate. Eu 10% mi-o rețin de faptul că atâta timp cât există administrator public, a văzut că mișcă lucrările. Nu râdeți, domnul. Nu râdeți, domnul primar. Se poate. Pentru că un primar și un viceprimar, dacă nu are administrator public, înseamnă că nu mișcă lucrările. Eu de când îl văd pe rață, văd lucrările făcute. Mai ales în frumoasă. Vedeți că mișcă sau nu? Nu că mișcă. Eu le văd acolo că sunt executate. Nu trebuie să luăm la mișto. V-am spus destul de clar. Eu un om competent. Imediat am văzut un balaur. Am greșit acolo. Nu era șase. Era un balaur cu 7 capete. E un om care a făcut ceva în comuna Balta. Într-adevăr. Nu am nimic cu potrivul. Dar vreau să vă spun că deviază în fiecare dar nu deviază, domnul Vici, nu deviază. Haideți, haideți că plutim așa. Dar de ce să plutez? E un om care a făcut ceva în comuna asta. Nu am nimic de spus la domnul Vici. Nu vin la primărie. Nu vă spun. La primărie, ce dracu. Eu l-am văzut datorită cui? Eu l-am văzut chiar aici, așa. Ați e 10% la dreptate. Asta e concluzia mea. Informăm populația greșit și de asta. Nu, dar, nu, haideți să fim alea. Eu mă informez destul de bine. Destul de bine. Gata. Hai. Domnul Hachim. Domnul Hachim, domnul Hachim. Și eu sunt de acord cu 90% de ce a spus domnul Vasa. Eu sunt de acord și cu 10% care îi spune domnul Gunga. Numai că apare următoarea problemă. Dacă domnul administrator, 50% au mișcat toate lucrările în comună, înseamnă că la Comuna Balcani nu există primar, nu există viceprimar, nu există nici în consilier. Noi suntem degeaba. Muncește numai administrator. Așa justificați dumneavoastră aia 10%? Da, se vă dau șare. Da, se vă dau replica. Eu știu că o comună trebuie să aibă un primar pentru comună. O comună nu trebuie să aibă un primar pentru o localitate. Eu nu vreau să văd în Comuna Balcani un Dragnea care face lucrări pentru Teleorman. Eu vreau să văd în comună un primar care face lucrări pentru toată comuna, inclusiv Valea Butașului, inclusiv Schitul. Păi și Schitul a început, când a început lucrările. Păi a început lucrările datorită lui Rață. E frumos, da. Atunci, domnul primar, la dumneavoastră e fixul. Nu e la noi, nu? Păi. Nu mai scrie. Vină Bruno pe mine. Domnul Pablo. Nu, mai nici unul să vreau să fac doar un comentariu. Dacă a spus de domnul Dragă, că se face mai frumoasă. Tocmai asta vreau să spun că unul a fost domnul Dunga când se face lucrurile în Mapschit. Lasă-mă pe PSD. Era la PSD. Era la PSD. La PSD și era de acord. Asta e vorbare, mai ales am încheiat. Nu am nimic de comentat, că nici revoitat, nu plus nimic. Dacă vreți să știți dumneavoastră, lucrările de la schimb, cum numai asfaltul, care e de la 6 metri, am ajuns la 4 metri, diferența e inolare. Acte avem noi la schimb. Hai să nu mai... Nu o să aibă frumoasa kilometri din asfalt. Nu, dar în ce mai face? Nu, dar hai să verificăm noi. Gata. Dar altcineva, dacă mai are ceva la punctul 2 cu organizarea, nu vă arăt ce vreți. Ce am înțeles din intervenția domnului Gânga este un adevăr care e dureros să-l recunoaștem,
Dar e un adevăr. N-are nimic de a face cu ce am spus eu, dar domnul Luca aici de față, nimeni care a ajuns primarul într-o conjunctură nefericită, da. Pentru că domnul Rață n-a putut candida, ăsta e adevărul. Oricum eu candidam și eu, să știți, tot e așa. Ăsta e adevărul, știu că doare, nu avem ce face. Nu, doar deloc, dacă ar fi cineva să mă... V-am întrerupt cumva? Nu, dar nu vorbim. Da, da, spune, te rog. Faceți un control dacă vorbiți singur. Da, deci, ăsta e adevărul. Acum, eu ce am propus, am propus în baza justificării unor bani, care pentru, adică părerea mea este că să cheltuia iurea. Pentru că, na, când în cârdășie 20 de ani la conducerea unei comune, nu poți să-ți dai afară mentor, care când e ridicat în slăvi, când este rău, acum să vă hotărâți, la ședința trecută eu am lipsit. Când domnul Ivu spunea că în primărie era dictatură, în primărie se făcea să tăia, să spânzura, dumneavoastră a spus, a sărit în sus. Cum, domnule, care primărie? Spuneți cine era în primărie, atunci nu mai era bun. Când eu îi scot în evidență defectele, este bun. Păi hotărâți-vă, că nu mai înțeleg nimic. Dumneavoastră vă contrazice singur, de la ședință la ședință, nu știu, ori nu țineți minte ce spuneți, ba mai vorbiți și singur, așa că în ședință, nu știu, mergeți la psihiatrie. Nu știu, asta era comentariul care vreau să-l fac. Altceva? Nu știu cine trebuie să meargă la psihiatrie, oricum. Noi astfel e o observă, trebuie să meargă. Deci, dacă nu mai are nimeni, supunem la... Nu, stați odată. În legătură cu lucrarea din Comuna Balcani. Eu sunt primar pentru toată comuna, toți m-au ales din comuna, chiar și din Balcani, din Schici, din Lutaș, din Frumoasa. La început, la buget, la ședința bugetului, am venit cu o situație de lucrări pe raza comunei. Și voi face, dar în care? Podă, cămin, nu mai știu când am procesul de acolo. Deci toți, da. Ați fost de acord cu toți, da? Nu era nici domnul Rață aici, nu zic că nu lucrează domnul Rață la primărie sau nu face treaba. Face treaba, se ocupă de școlile din Comuna Balcani. Ați aprobat lucrările care am venit eu și mi le-am expus. Nu am zis că le fac într-o lună, două. Nici căminul, nici divul, nici drumul. În decursul anului 2018, banii sunt pe trimestre. În funcție de cum strânge bani, nu pot încheia un contract dacă nu am bani la buget. Îmi dă voi legea. O să continui lucrurile. O să fac și căminul la Balcan. Mă apuc de căminul la Luda. Căminul la Balcan a făcut și anul trecut. Nu, era vorba de grupul sanitar. Grupul sanitar există la Balcan, la cămini, cu făianță, cu gresie, cu... Nu e apă curentă. Faianță. Eu nu știu de ce n-a zis. Doamna președinte. Nu v-am întrebat. Păi, dar eu vă corectez. Ca primar, să presupune că trebuie să știi să vorbiți. Da. Știu să vorbesc. Păi nu există făianță, arătați-și mie. Făianță, făianță. Da? Mulțumit? Da. Foarte bine. Și nu este apă curentă. De ce? Am făcut o fântână în grădina omului. Noi nu avem teren în față. Viorel, Corea, mulțumesc. Are acte pe teren, are acte pe teren din drumul județean și până în blocul respectiv. Am făcut fântână pe terenul lui, de comun acord cu el, și când a fost vorba să dăm drumul la cămin, nu venea, nu ne dă voie. Asta era, nu e apă curentă. Restul e bine mersit. Ca să facem interior, grupul sanitar, strâmbtorăm din cinta, din... Se poate face anex. Unde? Lângă. Pe care teren? Că nu avem teren. Nu avem acte pe teren noi acolo. Terenul e Viorel, nu știu cum îi spunea. Da. Pătării cu Pușcanu. Domnul primar, e varușinos să vină de acolo. Dar nu tu, dar iese nicio, dacă nu știi... Da, ăla nu-i nicio. Dar ai fost și l-ai văzut? Da, am fost eu, ăla e ce? Nu, eu... Și atunci cadrele didactice la evenimentul ăsta festiv. Doamne, au venit câteva zile. De ce au venit la grupul sanitar din primărie? Doamne, s-au pus acolo, doamne, probabil că n-am știut. Nu v-am întrebat pe partea. Eu eram acolo. Nu, dar nu v-am întrebat pe partea. Era acolo, poți să-i răspuns. Vă băgați ca musca în altceva. Eu l-am întrebat pe domnul primar. Dacă nu eram acolo, era dumneavoastră, eu știu, mă întreb, eu nu am fost. Nu am fost în zonă atunci. Dar nu, dar eu vă întreb logic. Logic este grup sanitar, bărbați, femei, cu faianță, cu gresii, fără apă
uși termopan, geamuri termopan, în afară de apă curentă, n-am avut posibilitatea să trag apă acolo. Poți să găsești și posibilitatea asta, să trag apă. Asta, doamna... Domnul primar, da. În replică la dumneavoastră, deci nu vă spun eu, vă spun și vorbește lumea. Dumneavoastră spune că le faceți în ordine, da? Hai să luăm la frumoasă. Din bugetul local vorbesc, nu, da. nu investiții atrase din exterior. S-au dat 4 miliarde, s-au făcut drumul respectiv cu asfalt. Foarte frumos, da? Ați trecut, ați făcut podul respectiv care a costat, cât a costat, spuneți, eu cred că a costat 2 miliarde, eu am zis până 3 miliarde, da? 6 miliarde, da? V-ați apucat de terenul de sport, care costă în jurul la 3 miliarde. Păi, fără TVA, că le-am scris, vi le dau pe fiecare. V-ați apucat. Nu puneau prețul de domnul Gânganas. Păi, e vorba, domnul primar, dați-mi voie să vorbesc. E vorba de frumoasă. Urgențele pe frumoasă. Ați primit de la școli în jurul la 20.000 de euro ca să investiți și ați investit în terenul din spatele școlii. Ce-am primit de la școli? Eu așa am înțeles că ați primit de la școli. Ce-am primit de la școli? 20.000 de euro. Pentru să investiți în școală. Ați făcut terenul nu din spatele școlii. Nu există. Păi înseamnă că e făcut din bugetul local. Noi am alocat bani la bugetul local, am dat bani la școală. Amândouă terenuri costă în jurul la 6 miliarde. Da, la școală. La școli și acolo eu... Și s-o cotiți, ce am spus eu, drumul, podul și cu 10 miliarde, îi 10% din bugetul local pe un an, că avem 90 de miliarde. Nu mi se pare corect, domnul primar, nu mi se pare corect, dumneavoastră să fiți, dați-mi voi. Dumneavoastră trebuie să fiți un primar, să iubiți toată comuna, asta vreau eu, un primar... Asta fac, domnul primar. Bun, o să vă... Nu împreună am discutat de lucrările care se vor executa din raza Comunii Balcani la începutul anului, împreună aici am fost de acord cu toți. Dar nu începem numai acolo. Nu începem acolo, depinde de ăsta, de... Nu vă rog, bine. Spune-ți, domnul. Domnul Gânca. Acolo a venit o echipă de la UNICEF care spunea că îți dă 20.000 de dolari pentru teren. Nu a fost intenția pentru teren. A luat toți copiii din școală și a scris... Scrieți acolo pe hârtie care sunt priorități și vreți voi să faceți. Care au zis teren de sport, sal de sport, care au zis calculatoare, care au zis mai multe. 90% au fost teren de sport. Pentru că la școală ce sunt copii toți la un loc, nu cum e la Balcani, sunt preșteari. Este foarte mic s-o făcut, pentru 20 de ani s-o făcut nici la școală de sport. Nimic, zero. O venit domn primar și a făcut, e foarte lumea asta, nu mă interesa. Nu mă interesa, poți fi 200 de miliarde. S-a făcut, e bun făcut, altul nu a făcut nimic. Care tot îl lăudați dumneavoastră. Încheiat. Nu, trebuie să facem la Balcani. Păi dar nu, la Balcani, la Balcani, s-a dat până cu banii. Balcani a denunțat ca să le facă grup sanitar și ale ei. S-o părță bani, am venit cu Mihai, mi-ai bat teren, nu fac, am teren. Vreau să fac grup sanitar. Atunci la Balcani ne apucăm de pot. La schien ne apucăm de pot. De ăla, exact. N-ai cum să faci la Balcani. Teren de sport, când ai o clasă și o grădiniță. S-o părță, nu mai ești. Doar dacă s-a făcut unul, de ce s-o mai face doilea în parc? Unde? În parc trebuie să facă la an. În parc îl faci cu bea primar. Când e prima ta primar, faci matat. Nu, dar nu gândea, dar asta trebuie să știi sau la început. Scur! Domnul primar, dar știi? Să ne la punctul de ordine. Ce vreau faci primar, dar știi? După când nu te-a făcut, dar știi? După aia făcut la bără. Corect. Asta e înna? Aici mi se pare corect. Adică funcție din proiectant. Cum scoate situația de lucrări? Deci proiectantul face bunii prețurile, proiectantul face situația de lucrări. În funcție de cum termine situația de lucrări, așa mă apuc de lucrare. O să fie anul ăsta ce am promis, de poduri la schimb, de ora, nu mai știu, eu te-am un proces verbal, o să le fac de toate, dar anul ăsta, nu luna martie și aprilie. Apa curentă, o să fac tot posibil, dacă reușesc, dacă nu asta e, nu mă dau pe lumea. O întrebare. În 2016 v-am spus că faceți hala de la frumoasă în scop electoral. Mi-ați zis că într-un an de zile garantați că va avea apă. Anul trecut v-am întrebat de ce nu are apă curentă. Mi-a spus că până anul ăsta va avea apă. Am fost duminică la piață. Hala nu are apă. Au trecut 2 ani și ceva. Când o să aibă apă? O să facem o fântână. Când? Poate anul ăsta. Vi se pare normal acolo să se vândă produse alimentare fără să se poată spăla lumea pe mâini? Să spere, să aibă, o să-i facă. Când? Anul ăsta. Bine. Vă întreb și la anul. Gata, n-am? Da. Dacă poate n-ai fost la petiță, am zis,
lăsăm apa dacă o să fie proiectul ăsta de aducțiune de apă și canalizare, să fie atunci. Dacă văd că tot ne amână, o să fac fântână, dacă da. Considerați. Măcar puneți un butoi și o chiuvetă să... Să veni zanibidul și nu ne dă voi. Supunem la vot propunerea domnului Barna, care zice să amânăm proiectul ăsta de hotărâri a organizării. Supunem la vot proiectul propus de domnul primar, da? Cine este pentru organigramă? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu, nu, 8 din prima. 8. Împotrivă. 4. Și o abținere. Nu, nu votez. Și eu, deci, două abținere înseamnă. Nu votez. Eu nu votez, eu mă abțin. Da, și domnul Rațu nu votez. Bun. Nu mai are rost să-l luat, că și vede, așa. Da? Bun. Punctul 3, domnul Mar. Proiectul de modificare în completarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 50 din 27.7.2017 pentru aprobarea salariilor pe bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului începând cu 1.6.2018. Discuții la punctul 3. Da, eu m-aș referi la funcții contractoare de execuție la muncitori. Văd că din muncitori se trage tot timpul, și iarnă, și vară la lucrări. Și mi s-ar părea corect, ca un șofer de microbuz, de exemplu, care are copiii tot timpul în custodie, dă-i jos, pune, răspunde de ei, să nu aibă cât un agent din pază. De exemplu, 1.25, 1.25 și un agent de bază. Deci aș propune dumneavoastră să mai dați un procent la fiecare. Deci minimul 1.10 se ducă la 1.20, ăla de la 1.30 se ducă la 1.40. E vorba numai de muncitori ăștia. Avem electrician care e categoria 6-a, deci e electrician specialist. Are tot timpul moartea în mână să urcă pe stâlp. Ca să-i dăm 1.20, mi se pare puțin. Măcar un 10 se ducă la 1, deci de la 1 și 10 se ducă la 1.20 și ăla de la 1.30 se ducă la 1.40. Nu e maxim aici, nu e maxim, nu știu, nu e doamna contabilă să vă explice. Nu e maxim, nu. Dar totuși... Dacă vă pot răspunde eu, da? Doamna contabilă, sigur, o făcut după lege. Da? E în mod sigur și după... Nu, în primul rând după lege. Așa. Și eu bănuiesc, nu cred că mai puteți dumneavoastră la văcere niciun fel. Nu trebuie să aduc, l-am făcut un grill. Este un grill, sigur, salarizat. Da. Bun, dacă este o grill, sigur. Avem doi polițiști deputanți. Unul are 1.80, a doilea are 1.30. Cu funcții de studii, domnule, de vechime. E polițiști deputat. Deci în funcții de vechime și de... Care are studii? Care a... De ce să fie greu, domnule? Eu vă spun ce... Ba știu, nu are studii superioare. Ăla nu are care are 1.80. Mi se pare corect să aibă la fel. Păi ăla nu înseamnă că nu are nici, măcar medii. Unul e deputat. Și deputatul totdeauna are... Am doi ești deputanți. Uitați-vă, funcții de ce? Poliții locale. Da, da. Are studii medii, studii superioare și cu master. Asta da, e. Da, eu aici am... superioare. Și din vorba de studii. Deci, dorința mea la muncitori să-mi mai dea ceva în plus, că trage tot timpul și iarnă și vară de... Deci, dorința mea. Și dorința mea. Și dorința noastră. Deci, dacă nu vreți să-i ajungi... Exact, da. Altcineva, că mai ales și altcineva, nu poate. Supunem la vot. Cine este pentru? Nu văd. Patrune, da? Da. Mai puțin, domnul Rasa Țin, da? Bun. Următorul punct. Proiectul de lege privind însușirea propunerii de modificare a unei poziții din inventarul bunurilor care au să fie în momentul de la domnului Bacan, deci față în urmă. Discuții. Discuții. Da, propunerea actualizarea domeniului public, a domnului public. Realizarea?
actualizare da, a domeniului public. Intabulare, nu? Da, în vederea intabulării în cartea. Și trebuie respectate datele alea de acolo? Păi, astea sunt cele reale. În 2001 a fost o hotărâre din guvern, dar s-a făcut, s-a lucrat pe hartă. Nu în baza unor măsurători exacte. Și 6 metri este, sau acu, exact, nu trebuie respectat o lege, orice uliță trebuie să nu, nu, sau măsurători în teren. Și asta este... Știți undeva unde s-a intrat în drum? Dar dumneavoastră să știți unde s-a intrat. Toate ulițele s-au intrat. Da, dar asta se intrat. Deci măsură tot de făcut de urmă. Știți unde s-a intrat? Nu, dar serios, deci unde ulițele în state ar trebui acum să luăm măsuri. Să lărgim ulițele în funcție, nu? Nu s-a spunea mai... Da. Deci care au fost deja intabulate, nu apară. A, pe asta, da. Noi am avut un proiect de hotărâre care a cerut și drumul ăla. Dumneavoastră, parcă a spus, sunt la tuturor. Am discutat chiar săptămâna trecută cu, știu, cu doamna Vasu, am fost la direcție cu el. Mai avem un an din zi de garanții, divul ăla care-i făcut la biserică, acolo, din direcția silnică. Mai am zis de garanție și nu pot să dea... Nu pot. Îți dați și propunerea. Dar dumneavoastră, înainte de anul ăla, să inițiați un proiect de hotărâre, să luăm toate drumurile, că am înțeles că sunt de la, am discutat cu dumnealui. Problema e că, da, problema e că e trecut la noi, drumul ăla. Că l-avem și noi, l-am și l-am noi de la și ei. Depinde de bugetul, de anul care vine, o să mă duc de Gedeon și de Căsoasă. Din Căpățâna cu asfalt. La Căpățâna a venit proiectant, nu găsesc soluție decât să mărească, să lărgească șanțul și drumul, nu mai bani europeni, dar fonduri europene. O să facem un drum mai mic, de 2,5 metri, o distanță la anul de 500 metri. Depinde, cum... Am fost și m-am interesat. Deci se poate face. Ați întâlnit așa, nu cât de interesat. M-am dus, am zis cum le trebuie să merg. Deci se poate face, dar nu normal. Dacă mai este de rog, chiar să le luăm toate. Au cine v-am dat de la punctul ăsta, spune la vot, cine este pentru? Toată lumea. Diverse. La diverse cine se scrie la cuvânt, avem un treabă de la două ori. Și da, nu. Spune domnul Gânga. După aceea, domnul profesor, haideți, cât de scurt vă rog. Domnul, la mi se pare corect că ne întâlnim o dată la o lună și nu să plecăm așa, că nu discutăm pentru noi. Dacă am vorbit ceva și nu am ce ar trebui. Așa numai să vorbim, să dăm din la televizor. Nu-i doamne, nu-i la televizor. Da, am fost. Dar vorbim mai mult ca mine, dar tu ai. Am fost la podurile astea două la Balcani. De fapt, m-a interesat mai tare parcul ăla, când am trecut, l-am verificat, am văzut că nu se face. Am înțeles, nu știu dacă e adevărat, că dumneavoastră vedeți să luați parcul de acolo. Eu am înțeles. Parcul la Leahu, la Leahu, parcul de la Leahu. Tot înțelegi multe, dar spune de unde înțelegi și ce înțelegi. Eu am înțeleg. Ai visez noaptea acolo la Nu visez nicio noapte. Am vorbit cu băieții care repară parcul. Băieții mi-au spus în felul următor. Parcul respectiv, o să nu-l facem. Nu mi-a zis domnul primar că le ia de acolo pentru că sunt lemne. Doamne, hai să le reparăm, nu să le luăm de acolo. Că sunt copii. Asta, domnul Dumnezeu. Nu mai continuăm chestia asta. Nu e eu niciun parc de acolo.
nu l-a reparat acolo, să-și ia pe negarul de acolo oameni și vrem din el. Am văzut. E corect, asta am putut să fac. Nu că nu eu parcul, distrug parcul. Și în momentul... La 3 ani le-a reparat toate și omul ia. Și în momentul când avem un parc, nu-i frumos. Păi și bine, nu-i frumos. Bine lucrarea care-i făcut până acum. Nu, ieșe destul de bine. Ce lucrare nu ești bine de care a făcut cu aprobarea noastră, bineînțeles. Eu nu zic că am făcut ca altul, am făcut eu, nu. Proiect inițiat de mine, aprobat de noastră. Cu aprobarea Consiliului Local. Nu a zis așa ceva? A consiliul niciodată, nu am. Bun. Eu nu am spus. La Băncuță, cum am spus, îți destul de bun. Dar noi am discutat să punem oameni de la primărie ca să-i facă. Da, dacă s-a făcut așa, nu, îți mulțumit că s-a făcut. Am făcut două greci cu oameni la primărie. Și-o durat. Și vopsea o ieși cu pensa. Nu n-ai cu piscopi. Plus de asta nu avem oameni la primărie, că îi pun eu omolador de testare ca și șofer. Nu vopsitor sau eu știu cine se zice. Am pus dar nu merge. Nu merge, nu se pricep. Nu, dar e... Gata? Da. Eu... Gata? Da. Domnul Bătuș. Ce am putut să discut, a fost la domnul Gânga, deci asta de banii care i-am dat pentru firmă, putem să facem cu oamenii noștri, banii investim în altă parte. Sunt oameni care pot să sudeze, care au specialitate de sudor. Pentru a da cu vopsa, nu trebuie meserie. Și oameni, spune. Din la ajutorul social. Da, eu dăm și un șef de echipă, care să fac o lucrare, nu să fac. Da, da, una cu bani la o firmă și una să... Nu îți bani la firmă, că are contractul. Păi contractul, că dar oricum noi puteam să punem și noi, o scândru să punem și prin ușurul. Păi asta, la porții, eu am spun, i-am dat bani cu omului, la față, la poartă, să-și pune o scândură, dar cum vine la primărie, s-o rup. Scândura de la poartă, de la bancă. Să stai fără scândură. Dar mă negesc. Dar tu ați spus că avem lemn de pregătire. La ajutor n-ai oameni care să... Avem 84 de oameni, iată mai avem cu drept de muncă. Nu, sunt oameni de dat cu vopsea. Atâta. Vreau să spun ce am văzut domnul Gânga. Dacă permiteți, da? Dacă permiteți. Deci, nu știu. Asta e principiul dumneavoastră. Ați mers mai multe locuri și ați spus că sunt 400 de ajutor social beneficiar. N-am spus eu, așa a spus, așa a spus. Spre exemplu, astăzi a venit un domn, botezatul Nicolae, și mulți alții. Eu nu i-am monitorizat pe toți, că are cine. Are 81 de ani. V-ați plăcerea să-l vedeți că îl punem la bănci sau să... Ce să-i facem? Tu l-aștepți? Stai vechi de domnul Vice, să vă dau replica. Spun, că mai răspund o dată. Da. 400 cu ajutorul social. Dați-mi voie să vorbesc. 400 cu ajutorul social, dintre care sunt în jurul la 120 cu drept de muncă. Am trecat în 84, mai scăzut. Ăia 84, n-am făcut referire la altceva. Să știți că toți băieții ăștia sau toți... Deci, nu am făcut și altceva ce vreau să vă spun. Toate persoanele care au dreptul la așa ceva, da? Sunt monitorizate, au contaj, au absolut tot. Nu putem să-i luăm în fiecare zi. Asta, nevoile comune sunt mari. Și vreau să vă spun, dacă totuși ați început discuția, m-au rugat oameni, este magazinul la care duceți. Magazinul ăsta dumneavoastră, da? Zi de trece pe podul ăla. La podul ăla nu trebuie pus niciun fel de material decât un sudor bun și sudat. Podul de la Leahu. Am în două poduri. Deci nu trebuie dusă tablă, nu trebuie dusă nimic. Îți rup din picioarele. Am fost, am văzut, oamenii mi-au spus. Încă zice, băi, dar de ce sunteți voi contra opoziția? Eu nu sunt contra. Eu sunt ca să fac. E luat în calcul din noi. Durează la fel și o să luăm. E luat. Am fost acolo, am văzut. Eu chiar am chemat acolo. Nu că trebuie. De exemplu, este sunor foarte bun, cum e costerață, n-am vorbit și sunt în comuna asta. Poți să vezi, tu vii o săptămână, te plătim. Sudor meseriaș care știi sureză, nu aflu. Nu mă rezonă. Dar ce poți să vină omul să rămână să-l plătim? Domnul primar, se poate dar face. Dar cum îl plătim, domnul? Nu-i magazin, nu-i seriele primăriază. Cum îl plătesc? M-am săturat să dau bani din buzunare. M-am zis, cum îl plătești? Tu te acord cu tine. Atunci căutați un firmă. De eu ți-am zis că... Deci, dacă ce firmă zici că nu e bără, spune-mi de la jocul ăsta. Nu, e vorba de sudure, trebuie un sudor cu experiența acolo. Am trei poduri care trebuie să urmă. Altcineva, cine mai știe diverse? Dacă nu, dăm cuvântul domnului Ivu. Are o... Nu o să vă ținut. Știu să prea bine că am venit cu două adese și una
Ei, ca să nu vă simți foarte mult, dar vreau să știu și eu ce lipsine serviciu se află în calculator în primăria Valcarei. Domnul Iriescu, te-am prin ce am spus, domnul Balicin, că este aici. Cam, bănuiesc că nu se vrea, deci la conducerea nu se vrea, ca cetățenii din Comuna Balcani, care sunt la societatea mea, deci așa, să facă și anul trebuie în comuna aceasta. Când vă întreb, domnul Iria, că la sănția trecută n-am fost prezent, și nici nu era dat prezent, și ați afirmat că sunt lucrări biseală. Când îi scoate, îmi biseacul, cred. Și oameni sunt scoate. Nu. Ăsta-i seacul. Da. Îmi vine pe Domnul să-mi arăt și mie ce lucrare aveți la ora școală. Dacă au fost vă lucrare biseacul... Nu, cred că dar niciuna. Care au fost voastră? Nu, primar, că biseacul se afișează după ce sunt încredințat. Nu e zis. Păi da, vedeți să vă arăt? Domnul Iliescu, poftiți. Arățați-vă lucrare în care acum e derulat. Domnul Iliescu, ai venit la primărie. Te-ai dus cu domnul. Da, uitați, ați afirmat, lasă-mi, vorbesc și acolo. Păi da, dar m-ai întrebat, trebuie să-ți răspund. Nu m-ai întrebat, cum? Păi nu este la ora tot nicio afirmare, nicio lucrare la biseală. E clar, vorba. Dacă vezi, vă informez toată lumea, cum este acest serviciu se află? Nu e de... Deci apar în momentul în care s-au utilizat. Deci, nu mai sunt lucrări de făcut la bancă, de asta nici nu este. Nu, domnule, asta tot este procedură și asta este. În schimb, serviciul se apă este un serviciu pentru ca să nu se mai facă aranjamente, da. Da. Să facă licitații, da? Păi, ei, acolo ce se întâmplă? Există cumpărări directe, adică achiziții directe, în care domnul de la SEAP poate să intre la primărie, pe SEAP, dar unde? Unde sunt? Este catalogul de servicii. Cum ai cumpăra? Deci, ca să fie transparență. Cum ai cumpăra? Bibliotecă, de electrice, adică lucrări fixe, lemn, sticlă. Ei, acum, ce s-o transformat SEAP-ul? Nu e numai la Balcan, toată lumea. Vă zice, domne, dacă am dat o lucrare, când ai drum să știi, eu am vrut să intru, chiar am venit la primărie, să depun niște hârtii și eu chiar în momentul în care s-o ajecat o lucrare pe SEAP, vezi mai mic și nu a fost nici ori, domnul frate, nu am făcut de la PSEAP. Dar PSEAP ăsta e interes greșit pe undeva. Ce oferte aveți la momentul ăsta pe SEAP? Am o ofertă de viață și de viață. Păi, dar n-am fost să am o ofertă de viață, primul rând, ce se întâmplă? E ca să faci în catalogul cealaltă de lucrări, deci ai tot ce face societatea ta. N-ai de unde să știi că primăria face scară rulantă la biserică la frumoasă. N-ai de unde să știi, n-ai, dar nici este așa în catalog așa ceva. Aici e greșeala domnului Iescu și o să ajungi aici. Și atunci aici ce fac? Suntem doar, punem acolo lucrări de, să zicem, am de făcut lucrări de platformă betonată, cum a fost la frumoasă, la care am venit și eu. Deci, se vorbește cu cel care trebuie să fie încredințat, ăla își pune PSA, își pune asta, de aia o întreba Dumnezeu. Ăla fiind în măsură, își pune PSA, înțelegi? Dar pot să o pun și eu PSA, dar cam o aflu și eu undeva, la o valoare mai mică. Dar în momentul când el deja a intrat, vorbească, el îi dă goala la care l-a legi el, la care îi vorbiți. Spune, domne, îmi legi lucrarea asta cu 10 lei mai puțin. Și ăla zice, și eu accept, gata, s-o ajudeca lucrarea. Deci tu nu poți să faci nicio intervenție între ei doi. Asta e ilegal, vă spun eu simplu. Asta e eu am venit frumos. Da. Dacă eu am venit, domnul Dumnezeu, am venit cu o ofertă mai mică. La primărie, în timpul ăla, în aceea zi, nu. Domnul Ivo. Îmi permiteți? Și apropo de o clipă, domnul, două secunde. Mi-a spus domnul primar, în ședința trecută, că eu aș fi refuzat nu știu ce lucrare de două semnale la codul la spion, unde a fost cu domnul Iliescu, că nici nu ies din casă pentru atâția bani. A cui e afirmarea? A cui este? Vreau să știu și eu. Asta e zic, pentru mare. Eu am spus dumneavoastră, nu mi-a spus. Costel, îmi spune. Dacă dumneavoastră? Ce am spus eu cu banii de la codul ăla? Și nu-i vorba de 8 milioane. Uitați aici, am hârtiri, care mi-a dat domnul Iliescu. Da. Este vorba, uitați aici, calculul tot, e domnul Iliescu. Ce am zis? Am zis că cu 186 de milioane sau câte ei și-am, prefer să fac o platformă betonată la frumoasă. Nu podul la spionul. Invit toți consilieri sau care vrea să nu... Să vadă dacă banii ăștia se pot face podul la spionul. Domnul Iliescu, vă promit eu că facem mult mai... Să faci mai ieftin decât asta. Scoate-ți-l. Asta seapă, nu înseamnă ceea ce o să vedeți când facem. Biseap, uitați-vă la comuna, vă spun eu unde este. La comuna aia, la Sândulie. Cea mai... E locuiesc, de exemplu. Și mai sunt și alte comuni. Orice lucrare
sunt proceduri simplificate, vă pune frumos să se ia, atunci fiecare poate să acceseze. Pa, domne, vreau și eu, dau un preț mai puțin, sunt poate, și sunt 15 de lucrare, nu neapărat suntem 1.000 de ani, sunt el proceduri. Dar asta ce se întâmplă, se cheamă achiziții directe, ca și cum ai cumpărat. Deci ca și cum ai cumpărat. Deci ceva ilegal, să știu că eu nu știu, nu, e ceva ilegal. Este ilegal. Da, ilegal? Da. Deci, în mare parte, ilegal. Sigur. Nu știu, nu mai pricep la și deci, te duci de deci, ca și cum ai cumpărat, care s-a înțeles și plus economii din meserii, orice bun. Orice bun de la magazin. Așa și cu lucrările. Păi de unde să știi cineva, spune că eu, pe mâna Balcan, va face groapă de 2 metri. Dar nu vrei. Unde scrie? Nu știi. Dar atunci, ce regulă ipotează, niciun eu. Nu mai fac niciun drum nimic, așa lăsăm să strece toate, să treacă un stat cu bătuși. Tot ce vreau de 2 ani, tot zice, trec mașini mari cu bătuși pe poduri, trec mașini, tu vii să nu mai... Da, eu n-am zis, domne, pentru o mașină mare, nu știu ce, dar nu ai zis, pentru o rată de-a mea ce trebuie să se mai ții, că ai pus 7 metri, gândi și legea, să iei 7,5 ton, pe oase. A mea are mai puțin pe oase, dacă... Încarcat, o fi avut, mai pe eu încarcat. Dar pe două axe, spaci din toate. Circul fără remni când am nicio problemă. Ce am tras eu complet, dacă îmi permiteți? Eu vă spun sincer, eu mai tac din gură și știu că asta... Dar știu că am ienzat, nu v-ați venit. Nu, doamne, nu am ienzat pe nimeni. O să-i expun lucrurile așa cum au fost. Eu am tras concluzia în felul următor. De exemplu, dânsul s-a uitat pe SEAP și a văzut că terenul care îl faceți acolo, în Parla Frumoasa, costă 2 miliarde 250 de mii de euro. El probabil... Cât de euro? 250 de mii de lei, 2 miliarde 500, da. Hai. Deci 2 miliarde 500. Am înțeles că dânsul va avea o ofertă mai bună, cam așa, să spunem, dacă... După ce s-a uitat pe SEAP, a venit cu un sfinț, o ofertă mai mică. Bun, asta a fost. Dați-mi puțin voi că mai am ceva de spus. Iar partea asta lantă de la școală sunt 83.000 de euro, exact cât tot zis, 20.000 de dolari. Putea să-mi cadreze să o facă la un preț mai mic. Așa am înțeles eu, care putea licita și el, persoana care vine. Pentru că e același firmă care a făcut. Domnul Titel, nu v-am întrebat. E același firmă care a făcut la școală, ce ești făcut și din cort. Asta se referă el, să prindă o lucrare. Și mai cu bani mai mulți și mai mititeri. Exact. Nu mai am lucrări mai mari, nu mai am lucrări. Nu poți să prindă decât cu seapul ăsta. El nu înțelege o chestie. Domnul să faci șmecherii cu seapul, dar... Dar v-am explicat de clar, domnul primar. La seapul mai ce se intervii, degeaba. Aveți o lucrare, domnul, m-a dat ce înseamnă seapul. Ai o lucrare, acum a fost cu seapul? Acum, azi. Păi n-ai, nici n-ai avut niciodată până acum. Ați avut vă una până acum? Da, pot să... Niciodată ați avut până acum. Ați avut doar afișate când sunt ajudecate deja. Tu n-ai cum să ne procedezi, n-ai voie. Doamne, dar tu faci să eu sunt general, ce vreți? Înseamnă, n-ai avut nicio lucrare, ți-a avut niciodată. Ce propunere ai, ca să ce propunere aș avea? Firma asta care lua lucrările astea, 3-4 miliarde care văd, sigur, niște lucrări mai mici. Mi se pare corect. Te duci și la carul. Eu prin... cred că nu e fost te duci și la... Nu le-aș face. Ce-ți poate să spui eu? Nu face. Toate lucrările. Și acum îi zic, în fața mea, să vină la mine să discutăm când am lucrări și mi-e frică că nu le faci. Dar la prețul ăsta, nu-i măresc. Prețul lui, mi-e frică. Eu nu pot supra... Prețul lui se negocează. Nu se negocează. Te pot da spui omul, domnul primar. Nu vorbesc de alte lucrări. Aia am fost, aia m-am identificat cu... Tu sunt niște necalități, o frate, și cu blocul ăla de beton acolo, trebuie mutate, nu mutate, cum să sub blocul ăla de beton la 60 la cât timp? Asta e lucrarea ta face, nu semn, nu semn, tu trebuie să faci lucrarea. Da, păi vede, dar nu trebuie să faci, să fii gare, dacă vine altă firmă. Asta e la dată la așa, la... Da, hai că să zicem o să faci, la prețul. Nu mă o secundă, domnule. Numai să constate un singur conștient, să uite acolo să vadă, ce și dacă... Vă mai dau și o listă de clienți. Mă bucur că după 2 ani de zile s-a găsit cineva avizat să vină să-mi întărească spusele. Eu v-am spus că mă suiți lucrările pe seară. Exact după alegeri. Acum vine confirmarea. Una este să fie legal în hârțoage și alta este să fie mușamalizată. Achiziționarea, încredințarea, ce faceți dumneavoastră de a ajung lucrările fix unde trebuie. Asta e problema care îl roade pe domnul Ivu. Că vă bateți joc de el. Lucrarea unde ar putea scoate un profit, o dați la cine trebuie, vă luați comisioanele și pe urmă bătaia de joc e o credință a lui și el cum s-o ia? Eu nu m-
Dumneavoastră în locul lui ați face ce vreți dumneavoastră să facă el? Da. Eu cred. Eu fac, eu mă gândesc. Și v-aș sfătui ceva. Trageți aer când vorbește domnul Ivu, că nu poate să spună mare lucru, că tot dumneavoastră erați vice când era celălalt primar și ați făcut credere greu. Mai trageți aer când spuneți să nu faceți bun far pe aici. Și luați niște lecții de actorie și dumneavoastră și domnul Ilescu, că mințiți foarte prost. Dacă vă citește cineva expresia feței, își dă seama în prima secundă că mințiți. Cum v-am spus și eu, lucrările alea pe SEA se pot măsuri. Asta faceți dumneavoastră. Asta v-a spus și domnul Titel, da? Deci dumneavoastră le afișați după ce deja nu se mai poate face nimic. Lucrările sunt încredințate, luate, pa! Da. Da. Și așa că... Cine este domnul mincinos? Cine este mie că fac lucrări? Cine este că mințiți? Nu mint. Deci FISIAP îți scoase lucrările care s-au FISIAP. Domnul Telo a venit, am arătat 4 lucrări, nu-i refuzat pe toate. Ce v-am ce vrei să mă duc el la el? Domnul, a refuzat una, asta te-a putut și domnul. Și cu cine ai vorbit? Cu cine ai vorbit după aceea? Cu asta și m-am întâlnit, n-am vorbit cu nimeni. Ai venit din urmă, câte ori la prizării? A trebuit să vă spun ministrul dumneavoastră? Acolo n-am pus. Cum te-ai? Dar stați sau cred că să... Mai veniți zic că da, nu trebuie să dau pentru că eu mi-am stat și te-am căutat unul. Nu, orice vine, poate vine, că am care că nu le fac în domnul. Nu mă încadrez în tine. Eu am înțeles că n-ați spus până acum pe viziavă. Da, au spus, nu le fost tine. Deci n-au fost spus ei lucrurile. Da, au spus, au spus, au spus, nu înțelegi, ți-a arăt în momentul când l-au luat. Deci, ca să intră în o licitație, fac o chestie, ca să poți să vadă orice cale, trebuie pus înainte de a fi un plecat. Și aici deja e de afară când s-a făcut procedura. Nu știu. Nu există. Nu, nu. Că în momentul în care... O să vă explic eu cum se ia acolo, exact. E simplu treaba. Deși confundă de acum de a inventa, de a da o lucrare la cineva cu a cumpăra un obiect în magazin. Bun. Nu e aceeași lucru. Declarăm deschisă ședința de astăzi. Mulțumesc că m-ați suportat pe 23 luni. Domnul Baciu, 7.